O auto utilitar încărcate cu nisip s-a răsturnat în județul Sălaj. Evenimentul rutier s-a produs în localitatea Deja, marți, în jurul orei 15. Din fericire, nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Mulțumim persoanei anonime care a trimis poza la redacție. Dacă a fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, e-mail zalotv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742073833, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.